Prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom învăța cum se poate modifica un Windows XP. Eu am pregătit aici o imagine cu Windows XP. Este un disc virtual în format ISO, are 600 de mega. Acum o să mergem pe net să căutăm ceva care se numește Nlyte. Intrăm pe pagina lor, site-ul se numește www.nlightos.com. Aici ne arată versiunile care sunt disponibile și ce rezolvări le-au găsit ei, ce fixuri le-au pus. Noi intrăm pe linkul de download din stânga și o să luăm versiunea installer. O să alegem una din cele trei locații pentru download. Programul acesta o să vedeți voi că save. I-am dat save. Haideți să ne mai uităm un pic pe aici. Vă anunț aici că dacă vreți să rulați programul o să vă trebuiască Net Framework. Aveți aici versiunea x86 pentru cei cu 32 de biți și aici 64 de biți. Majoritatea o să aveți nevoie de versiunea asta, x86, pasta să o luați și să o instalați înaintea programului. Deci, întotdeauna înaintea programului. Eu cred că o am instalată, nu știu sigur, hai să-i dau Run. English. Da, cred că o am instalată, de-aia nu mi-o mai cere. Full installation, create desktop icon, în regulă, și gata, am instalat programul, se instalează destul de repede. Dar voi trebuie să instalați Net Framework 2.0 CP1, neapărat. Deci, înaintea instalării programului, instalați ăsta. Vă duceți aici și îl downloadați, dați pe linkul ăsta de jos. O să vă trimită la Microsoft pe site și să downloadați. O să vă arăt cum procedați, cum downloadați. Va băga la Download Center aici și voi pur și simplu trebuie să apăsați pe butonașul ăsta Download. Atâta tot, ne anunță Kaspersky că ne-a ieșit un pop-up, îi dau show pop-up, un pop-up înseamnă o fereastră în plus, dăm un pic înapoi și mai dau o dată pe Download. Uitați, mi s-a deschis fereastra asta micuță. N-ați văzut-o voi, dar era o fereastră micuță care mi s-a deschis în colț și dau, să zicem, save. Așa o să faceți și voi și o salvați undeva. Save. Eu nu-i mai dau, rămâne voi să downloadați asta și să îl instalați. După aceea, instalați Nlyte-ul, care v-am arătat cum să-l downloadați. Acum eu o să dau drumul la Nlyte. Înainte de a da drumul la Nlyte, o să trebuiască să extrag XP-ul ăsta de aici și cum procedez. O să trebuiască să aveți instalat WinRAR, pentru că eu cu WinRAR fac și cu ăsta vă arăt. Mă rog, dacă aveți altceva, le extrageți cu altceva. Eu lucrez cu WinRAR. Îi dau click dreapta. Hai să-l dau mai în jos ca să vi se vadă și vouă. Am dat click dreapta, mă duc pe WinRAR și îi dau Extract to XP, adică o să-mi extragă XP-ul ăsta într-un folder denumit XP, simplu. I-am dat Extract, nu o să dureze foarte mult, uitați, deja mi-a făcut și folderul cu XP, și aici o să am toate dosarele care sunt aici în imaginea asta ISO. O să vedeți pentru ce avem nevoie de folderul ăsta, de XP-ul extras, avem nevoie pentru a-l modifica. O să vedeți cum o să lucrăm. În principiu, ce modificări putem să-i facem? Putem să-i băgăm serialul, să nu-l mai ceară, putem să scoatem componente, putem să adăugăm componente, putem să introducem drivere. Hai să zicem că vrem să facem o configurație cu două harduri, mă rog, sau cu mai multe, vrem să facem o matrice RAID.
un RAID 0 pentru viteză mare la hard. Și nu avem floppy. Cum procedăm? Simplu, luăm driverele de pentru ce controller avem noi de RAID și le băgăm direct pe în imaginea asta care o să o facem, un XP custom o să facem. Uitați-vă, are 612 MB XP-ul din momentul ăsta și o să vedeți cât o să aibă XP-ul la final. O să încerc să fac un XP slim, un XP foarte, foarte mic, un XP performant. Haideți să-i dăm start la Enlight. Mă scuzați. Îmi zice, welcome to Enlight, the wizard, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Sisteme de operare suportate, limba English, hai să vedem ce limba are. Are și română, dar eu nu aleg română, personal mi-mi place în engleză. Da, hai să aleg română pentru voi de dragul demonstrației. Ce, eu am învățat calculator în limba engleză. Și în română nu prea mă descurc. Să sperăm că o să mă descurc acum. Îi dăm next. Aici ne cere selectați locația fișierelor de instalare Windows, locația fișierelor instalate pentru personalizare. Ok, dăm browse. Pe desktop avem folderul nostru care se numește XP. Îi dăm OK. El în momentul ăsta inspectează tot și este în regulă, mi l-a găsit, Windows XP Profesional, English, United States, nu știu ce, nu știu ce, Service Pack 2, versiunea dragi laci. Dimensiune 600, nu știu ce. Dăm next. Acum, presetări. Importați alte sau încercați setările existente. Putem să încărcăm, dacă cumva avem un sistem modificat înainte și mai vrem să modificăm ceva, îl încărcăm din nou acum. Dar noi nu avem așa ceva, așa că continuăm. Aici trebuie să ne alegem operațiunile care vrem să le execute în Light-ul. Aici avem căsuța integrate care sunt care aparține de ea, trei căsuțe aparțin de integrate. Adică aici integrăm. Integrăm service pack-uri, integrăm hotfix-uri, integrăm drivere. Eu o să vă arăt la toate și după aia continuăm cu eliminare. Aici eliminăm componente, îl facem cât mai slăbuț, cât mai subțire, cât mai schilot. Aici setup. Setăm instalare nesupervizată, adică se instalează de la cap la coadă fără intervenția voastră. Setați netul, setați absolut tot, tot, tot. Băgați serialul, faceți ce setări vreți să fie în Windows. O să vedeți voi la momentul ăla. Aici opțiuni, schimbăm opțiunile. Aici tweaks, ajustări de final, mă rog, și aici creare ISO. Eu o să le bifez pe toate ca să trecem prin toate etapele. Dacă vreți să faceți, de exemplu, doar integrare drivere, bifați doar integrare drivere și creare bootabil ISO. Și gata, îi dați next. Eu le fac pe toate ca să vă arăt vouă cum procedăm. Îi dăm next și bineînțeles că o să ne arate, o să ne arunce în integrare service pack. Aici selecta service pack-ul pentru instalare. Eu n-am acum niciun service pack. Dacă aveam service pack 3, eu pack dădeam selectare și mă duceam pe service pack 3. Deocamdată eu n-am nimic, așa că dacă voi aveți, băgați service pack 3. Dăm next. Aici integrare hotfix-uri. N-am niciun hotfix, n-am niciun update, n-am nicio chestie de integrat. Dacă voi aveți, dați de aici inserare și de aici opțiuni avansate. Și aici sunt opțiunile avansate pentru ce faceți voi. Dar eu nu am așa ceva, așa că trec mai departe. Aici, integrare, drivere. Dacă cumva aveți niște drivere. Drivere mă refer nu la driverele care le știți voi. De exemplu, ei după Nvidia un executabil. Nu acela este driver. Driverele sunt numai text. Drivere text este vorba aici. Ca să extrageți driver, dacă vreți să vă faceți un XP custom, aveți un program care se numește Driver Genius și el vă extrage din sistemul vostru actual toate driverele pe care le aveți, exceptând, dacă vreți voi, driverele de Windows, cu care vine Windows. Și, foarte frumos, voi le luați, le puneți într-un pachet și după aceea de aici le dați inserare și le inserați
după aia le filtrați ca să fie decât drivere pentru 32 de biți, cele de 64 de biți le scoateți, deci 32 sau x86 este tot unul și același lucru, deci le scoateți pe cele de 64 de biți. Presupunem că ați introdus și driverele, le verificați de mai multe ori că sunt foarte sensibile driverele, dacă băgați doar unul de 64 de biți o să vă dea o mare eroare. De aici inserare și de aici o să vi se aprindă în caz că le băgați eliminare. O să citiți, o să știți voi ce drivere băgați aici, dacă vreți să băgați, bineînțeles. Dacă nu, îi dăm next. Și ajungem la compatibilitate. Aici ce ne scrie? Selectați funcționalitățile pe care le aveți nevoie pentru ca vrăjitorul să împiedice eliminarea accidentală a acestor componente din moment ce există mai multe dependențe de acesta. Și noi zicem, ce folosim? Folosim camere și camcorders. Hai să le bifăm. Folosim internet, nu știu ce. Hai să lăsăm. Folosim fast user switch. Hai să lăsăm. Folosim Internet Explorer. Hai să lăsăm. Folosim ăsta Internet Information Services este serverul din Windows. Mă rog, nu cred că îl folosește nimeni. Media Center nu-l folosim. NT Backup, dacă vreți să faceți backup la sistem, puteți să-l lăsați, puteți să-l bifați să nu vi-l scoată. Dacă nu, lăsați-l ca mine. După aia, prefici, e bine să-l lăsați, bifați-l. Imprimante, network, PDF, mă rog, hai să le lăsăm și pe astea. Remote desktop, n-avem nevoie. Tablet PC, n-avem nevoie. Dacă nu, cumva avem tablet PC noi, dar nu avem. Windows activation, n-avem nevoie. Website, Windows update, n-avem nevoie. Așa că îi dăm OK și el o să ne arunce într-o următoare fereastră. Aici deschidem foarte frumos prima chestie. Nu încercați să le deschideți pe toate, că după aia o să vi se deschidă foarte multe și, mă rog, nu o să vă mai descurcați. Și aici la Accessibility Option, bifăm că n-avem nevoie. Aici scrie, selectați componentelor care doriți să le eliminați. Deci, dorim să eliminăm chestia asta, dorim să eliminăm briefcase, dorim să eliminăm calculator, dorim să eliminăm. Bine, eu fac eu ce doresc eu să elimin, voi puteți să le lăsați. Eliminăm games, eliminăm internet games, eliminăm paint, mă rog, eliminăm pinball, eliminăm screensaver-ele, eliminăm warpad-ul, hai să-l lăsăm. După aia, drivere. Mă rog, astea hai să nu ne băgăm la ele, să nu vă încurc. După aia, keyboards. Haide să le scoatem pe toate, da? Scoatem absolut toate tastaturile, n-avem nevoie decât de tastatura, hai să lăsăm română, să zicem, da? Avem nevoie doar de tastatura americană internațională. Hai să lăsăm United States internațional, da? După aia, limbi. Le scoatem pe toate. Eu cel puțin le scot pe toate. Multimedia. ACM Core Codex le scot. Hai să lăsăm DirectX Diagnostic. Image Background le scoatem. Intel așa, Codec. Lunatem. Media Center. Așa. Dacă vrem scoatem teme de aici. Scoatem absolut ce vrem. Noi ne uităm. Speech Support îl scoatem. Suport pentru MIDI îl scoatem, da, hai să lăsăm, tablet PC îl scoatem, Windows Media Player îl scoatem, Windows Media Player îl scoatem și pe ăsta, hai să lăsăm Windows Sounds, putem să le scoatem să nu ne mai facă niciun click sau pic sau boc când dăm din mouse. Acum la network, hai să lăsăm să nu, da nu, scoatem MSN Explorer, ia să ne uităm, Internet Information Services îl scoatem, Internet Connection Wizard, hai să-l lăsăm, că mai au nevoie cei cu RDS-ul. Outlook Express îl scoatem, că n-avem nevoie. Peer-to-peer, hai să-l lăsăm. Windows Messenger îl scoatem și omuleții averzi enervanți. Acum, opțiuni, sistem de operare. Deschidem. Hai să lăsăm, să lăsăm Disc Cleaner, hai să lăsăm Dr. Watson, avem nevoie de el.
Acum File and Setting Wizard îl scoatem, File System Encryption îl scoatem, Framework. Hai să lăsăm Help and Support, n-avem nevoie. Ce mai scoatem după aici? Sunt destul de multe setări, scheme culori, Search Assistant, n-avem nevoie de câinele ăla care dă din coadă, Security Center, hai să lăsăm. Service Pack Messages îl scot că n-am nevoie. Mă rog, hai să dăm la servici. Alerter n-avem nevoie, beep driver n-avem nevoie. Da, hai să lăsăm să ne beep-uiască. Error reporting n-avem nevoie. Messenger n-avem nevoie. Ce mai e pe aici, să vedem. System restore nu avem nevoie. Ăsta nu avem nevoie. Ăsta pentru UPS-uri iar nu avem nevoie, Windows Time nu avem nevoie, sau lasă Windows Time, Hardware Support, hai să lăsăm asta cu Hardware Support, acum directoare, hai să le lăsăm și pe astea, da? Să zicem că am setat, vedeți, sunt destul de multe, de-aia v-am zis să nu le deschideți pe toate odată, că s-au deschis destul de multe și sunt greu de setat așa, toate grămadă. Îi dăm Next. A fost eliminare componente. Acum trecem la următorul. Movie Maker, nu știu ce. Do you want to unlock and keep, nu știu ce? Yes. Do you want to? Yes. Yes. Nu avem nevoie de nimic. Mă întreabă dacă sunt sigur că nu știu ce. În fine. Acum am revenit la setările la setările de bază, da? Acum, mod nesupervizat, cum să ne arate nouă paginile. Haide să lăsăm Hide Pages, OM Preinstall Enable. Aici hai să lăsăm așa, Data Execution Prevention Always Off, să zicem, să nu ne mai deranjeze. Aici, dacă aveți un serial pentru Windows, vă rog să-l băgați acum. Dacă aveți un procesor și știți sigur, în ziua de azi mulți au core dual core, băgați ACPI multiprocesor, dacă nu lăsați pe automat, dacă nu știți sigur. Dacă vreți puteți să dezactivați hibernarea, să închideți firewall-ul. Aici, hai să dăm la Run Once. Nu avem ce să căutăm aici, Users. Administrator domeniu, dăm administrator, aici parola, dacă vreți să vă băgați o parolă, sau blank password, dacă vreți. Aici numele complet, scrieți numele și descripția, scrieți de exemplu XXX și descripția XXX. Administrator lăsați, deci să nu avem parolă. Sau, dacă vreți, mă rog, băgați o parolă, hai să băgăm și aici o parolă. Nu știu, băgăm iar 4DX și 4DX. Owner and Network ID, aici numele computerului, dăm iar XXX, să zicem, Network Work Group XXX, nume complet, iar XXX, organizație XXX, să zicem, regional. Selectăm limba, lăsăm English United States, Language Group, dacă vreți să setați ceva de aici puteți să o faceți, aici Time Zone, alegem pe, ia să vedem pe aici unde, Sarajevo, Bucarest, am găsit Bucarest, după aia dăm la componente, aici nu avem să căutăm, Display, cum vreți să vi se aprindă Windows-ul, 32 de biți, rezoluție ecran, eu am 1000, mă rog, eu am altă rezoluție, dar hai să-i dau 1400x1050, refresh rate, îi dăm pe 60 de Hz, sau lăsăm pe default, sau dacă știți, dacă nu băgați driverul de video, eu zic să o lăsați la 800x600, să încercăm așa, 800x600 deocamdată. Și după aia mai vedeți și voi. Dacă băgați driver, puteți să-i dați ce rezoluție vreți voi, da? Hai să-i lăsăm și de aici culorile la 16 biți, să nu ne deranjeze, sau nu, 24 de biți.
Să nu, că după aia nu mai puteți să trageți ușor ferestrele, se îngreunează, încep să dârdeie pe ecran și e urât. Auto-update. Auto-update, default, hai să-i dăm disable, nu ne trebuie update-uri. După aia desktop theme. Ce temă folosim pentru desktop? XP Style sau tema clasică? XP Style. Culoarea de bază, hai să zicem silver. Fonturile mai mari, large font. Aici dacă avem ceva avansat, putem să dăm, să integrăm din computer tot felul de teme noi care le avem. Eu personal nu am integrat nicio temă niciodată. Aici network settings, putem să facem setările la rețea dacă îi dăm custom. Și începem să setăm IP-urile, dragi lași pe aici, DNS, primar, secundar și alte alea. Dacă nu, lăsăm pe default și le setați atunci. Hai să zicem că am terminat cu instalarea nesupervizată, adică o să instaleze așa de la cap la coadă fără să vă zică nici bună ziua. Deci o să-i dați drumul, vă duceți, mâncați, vă culcați și când vă veniți înapoi, el e deja instalat. Îi dăm next. Aici încă ceva, niște chestii foarte interesante. Dacă vrem să modificăm ceva după aici, putem să o facem. Dacă vrem să eliminăm cerințele minime de spațiu sau de, mă rog, ați văzut că de multe ori când instalezi, îți cere minim XP-ul, nu știu, 256, 128 sau 256 minim RAM. E, ca să nu vă mai ceară chestia asta și să puteți instala pe un sistem foarte slab, îi dați disable de aici. Tot așa, câteodată vă cere spațiu minim, nu știu, 7 sau 8 GB, nu știu cât sunt exact, dar voi ați putea normal să instalați și pe 5 GB, așa că îi dați de aici disable să nu vă mai bage bețe în roate. De aici vă mai uitați dacă vreți să faceți diferite mesaje, de la presenichi to boot message, să nu vi-l mai arate, sau, mă rog, alte chestii care vreți să le modificați voi. Dacă nu, lăsați așa. Hai să dăm la patch-uri, maxim de conexiuni simultane nedeterminate. În momentul ăsta XP-ul are 10 conexiuni simultane, voi puteți să alocați mai multe, eu vă sfătuiesc să băgați 1000 ca să vă meargă rapid pe torent. După aia la mărirea valorii, aici la USB port pulling frequency, aici zice mărirea valorii duce la mișcări ale mouse-ului pe USB, nu trebuie folosită cu mouse-ul wireless, funcționează cu Logitech, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. Hai să lăsăm pe default că poate nu vrem așa ceva. După aia, suport teme nesemnate, putem să băgăm aici, enable, ca să nu vă mai bage bețe în roate când vreți să băgați niște teme care n-au legătură cu XP-ul. Aici, eliminare, recuperare automată a fișierelor, fordelor, nu și aceasta elimină după instalare și reduce timpul drastic. Bun, hai să dăm disable, că știm sigur că ăsta e un XP bun, numai dacă știm că e un XP bun, și să nu mai stea după erori toată ziua să cerceteze el la instalare. Haide să-i dăm next și să vedem ce mai e și după aceea. Aici, boot and shutdown. Avem tot felul de chestii pe care putem să le facem. Eu personal n-am umblat niciodată aici. Dacă vreți să aveți înfățișare setup clasică sau welcome screen, mă rog, cum vreți voi să faceți, aici la setup prefiș cache, boot prefishing enable, mă rog, mă rog, mă rog, hai să lăsăm așa, că n-am intrat niciodată, văd că sunt niște setări noi, eu am umblat cu versiuni mai vechi un pic de Enlight, n-am mai umblat recent cu el. La desktop, ce icoane vrem să ne apară? Ce dimensiune vrem să aibă icoanele de pe desktop când apar, dacă Internet Explorer o să fie, hai să-l punem pe desktop să apară, My Computer să fie, îl punem, dacă vrem să apară My Documents, hai să-l punem și pe ăsta, Recycle Bin, hai să-l punem și pe ăsta, Warp Icon Titles Enable, Show Windows Version, nu ne trebuie, Explorer.
Aici aveți, nu să mai insist, aveți mult, mult mai multe setări pentru, depinde, când deschideți un folder, cum vreți să se vadă, în detaliu, icoane, listă, thumbnail sau, mă rog, mie îmi place icoane, așa-l țin. Dacă vrem să se vadă control panel clasic, știți, când instala, se vede control panel cu 2-3 comenzi. Așa, dați ca să vadă clasic. Dezactivare autorun, dacă vreți să nu vă mai apară niciun mesaj în momentul în care băgați un CD, de exemplu. După aia, disable beep on errors, disable prefix shortcut to, disable shortcut arrow, ca să nu se vadă săgeata la shortcut, dacă vrem, bineînțeles. Dar după aia nu o să mai știm să facem diferența între shortcut-uri și foldere sau executabile. Disable web files e bine. Disable content of system folders, hai să dăm și pe ăsta. Display. Ah, hai să nu-l lăsăm. Launch folder windows, nu. Aici press așa, cum vrem să se vadă. CDE desktop, mă rog, mă rog. Hai să zicem desktop my computer, hai să dăm așa. Aici recycle bin, allow to rename and delete. Așa, delete file directly, dacă vrem, dar e periculos că nu vine la bagă în coș. Remove send to context, context, mă rog, o grămadă de chestii de setări, dacă stau asupra fiecăreia o să vină primăvara. Tot așa, și la Internet Explorer setări, la My Computer alte setări, la Network alte setări, la Performance alte setări, la Privacy, la, mă rog, Security, la Start Menu, cum vrem să arate, cum vrem să fie, iar Taskbar, Visual Effect, ce vrem să scoatem, ce vrem să băgăm, iar la Media Player, o grămadă de chestii, o grămadă de minunății, nu mai stau asupra lor. Hai să dăm și la servicii, ce vrem să oprim din servicii, ce vrem să pornim, ce vrem să lăsăm în startup, înainte de a umbla în servicii, eu vă sfătuiesc să vă informați bine asupra fiecărui serviciu ce e și ce faceți, doar pe cele care vreți să le opriți, bineînțeles. De exemplu, vă dau un exemplu, teme. Ați putea să opriți serviciu dacă nu aveți nevoie de temele de Windows și vreți doar tema clasică. Ați putea să opriți firewall-ul, ați putea să opriți, nu știu, alte chestii. Ia să vedem. Smart card ați putea să-l opriți. Security Center ați putea să-l opriți. Security Center Account Manager ați putea să-l opriți. Secondary Logon ați putea să-l opriți. Și altele și altele. Da? Întâi să vă informați asupra lor ce sunt fiecare. Hai să-i dăm Next acum. Mamă, mi s-a uscat gura cât am vorbit. Doriți să începeți procesul? Yes, doresc să încep procesul. Aici, vedeți, se face foarte repede, dar avem un buton prin care putem să-i dăm prioritate. Hai să-i dăm ridicată. Să lucreze cu o prioritate ridicată. Și se întâmplă totul foarte, foarte rapid acum. Adică mănâncă destul procesor. Hai să vă arăt cât mănâncă. Uitați, mănâncă deja 55% și credeți-mă că am un procesor destul de bunicel, nu e un procesor vechi, e un procesor cât de cât nou și bunicel. Mănâncă destul de mult și uitați, se întâmplă totuși foarte repede. Așteptăm acum să se termine. Bine, el puteți să-l modificați mult, mult mai în amănunt. Mai aveți și niște fișiere ajutătoare la ei pe site. Dar până una alta s-a terminat dimensiunea, dacă facem discul acum, hai să dăm next să-l facem, o să fie de 411. După cum vedeați, imaginea veche aici are 612, deci l-am redus cu aproape 200 de mega. I-am făcut și câteva modificări, ceea ce e bine, să instalează mult mai repede, nu ne mai întreabă, nu ne mai bagă în seamă cu ceasul, cu serialul, cu alte drăcovenii. Bine, eu nu i-am dat serialul, că nu pot să dau serialul meu aici pe post, în tutorial ca să-l vedeți voi. Nu e legal așa ceva. Da? Și sunt sigur că fiecare aveți serialul vostru. Dăm Next. Și aici ne alegem ce să creăm. Putem să ardem direct imaginea, direct burn, și ne alegem device-ul unde vrem să o ardem, adică DVD writer-ul. Dacă nu, create image,
ne creează o imagine, avansat ISO Engine, default sau avem alt motor de creare a ISO, hai să lăsăm pe default, boot sector, default sau custom, putem să modificăm aici, dar eu zic să le lăsăm pe bază și încercăm să, dacă doriți să includeți fișiere adiționale în CD, copiați-le direct, mă rog, în fine. Aici dăm la creare ISO, ne zice să-l salvăm undeva, o să-l salvăm pe desktop și o să numească, hai să-i dăm numele XP Slab. XP Slab. Slab, ce am scris? Slab. XP Slăbuț. Și îi dăm Save. Îi dăm pe desktop. Da? Save. Și după cum vedeți, începe să îmi ardă imaginea. Se întâmplă totul destul de repede, pentru că i-am dat o prioritate mare. Asta e. Deci, atât trebuie să faceți ca să modificați un XP. Dacă vreți să integrați ceva în el, eu știu, softuri, alte chestii, puteți să faceți și asta. Puteți să faceți să vină gata instalat cu, nu știu, 20-30 de softuri dacă vreți. Dar trebuie să vă interesați, pentru că dacă era să fac și treaba asta, trebuia să mă lungesc foarte mult cu tutorialul. Deja l-am făcut de o jumătate de oră și ceva. Gata, s-a creat imaginea cu succes, îi dăm Next și Finish. Uitați imaginea aici, lângă imaginea XP-ului de aici, care este 612, imaginea aceasta este de 415. Deci am redus cu aproape 200 de mega, am scos ce nu aveam nevoie și ce nu foloseam. Instalarea o să se facă mult mai repede. Eu sincer vă spun, am ajuns cu o instalare de XP la 9 minute, s-a instalat în 9 minute un XP, dar făcusem un XP de vreo 300, 200 ceva, 300 de mega, numai așa ca să văd unde se poate ajunge. Și era un XP absolut funcțional. Adică tot ce vroiai avea în el, în afară de, bineînțeles, Internet Explorer, mă rog, ce vine el instalat. Deci puteți să faceți un XP foarte, foarte performant. Chestia e că trebuie să vă petreceți destul de mult timp cu el, setându-l și făcându-l să vă interesați de fiecare setare în parte, ce e, ce face, să nu cumva să faceți ceva greșit. Și ca să-l încercați, puteți să o faceți pe o mașină virtuală, eventual pe VirtualBox, că e și gratuit. Eu am făcut câteva tutoriale despre VirtualBox, dacă vreți să vedeți cum se folosește, dați și voi un search pe motorul de căutare al site-ului, scrieți VirtualBox legat și o să găsiți tutorialele cu VirtualBox și o să vedeți cum se folosește VirtualBox. Ca să nu vă instalați degeaba pe sistem, poate nu vă place, poate nu și, întâi îl încercați pe VirtualBox. Cam atât a fost cu modificarea XP-ului, cam atât a fost cu Enlight-ul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper să vă fie util programul ăsta, sper să vă modificați XP-urile frumos, să vi le faceți micuțe și să instaleze repede și să nu vă mai întrebe tot timpul de serial, de limbă, de tastatură sau, mă rog, alte drăcovenii de rețea sau alte ale. O să vei se instaleze XP-ul direct și o să fie absolut funcțional. Puteți să intrați pe el, puteți să faceți ce vreți. V-am zis, dacă vreți să modificați și mai în amănunt, vreți să integrați programe, vreți să faceți mult mai mult decât v-am arătat eu aici, vă duceți pe site-ul Enlight și începeți să căutați pe acolo, au și ei probabil niște forumuri, niște ceva și găsiți pe acolo tot ce vă trebuie. Cam atât a fost pentru azi cu modificarea XP-ului. Vă mulțumesc că ați avut răbdare și ați fost alături de mine. Vă urez o zi bună, la revedere!